Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile disarmonice ale vărsătorului se retrag treptat. Presiunea care te descurajează de luni de zile s-a risipit. Pe 8 martie, tranzitul lui Saturn în pește îți va oferi o ușurare semnificativă. Complexitatea va lăsa loc simplității și confortului. Luna aceasta vei găsi prietenie și relații. Mediul tău nu te va lăsa la mila destinului în lupta cu problemele vieții de zi cu zi, ci, din potrivă, îți va veni dezinteresat în ajutor. Pe 17 martie, Venus care intră în semnul tău îți dă încredere în tine. Și pe 26 martie, Marte în rac întărește legăturile care au fost slăbite cândva. Proiectele abandonate sunt din nou pe ordinea de zi. Încet, dar sigur, începi să controlezi din nou evenimentele. Viața ta capătă o liniște care contribuie la succesul tău personal și la realizarea ambițiilor tale. Dragoste, începând din 8 martie, situația va începe să se îmbunătățească, dar abia din 17 martie va reveni la normal. Norii care s-au adunat peste sfera ta de iubire se împrăștie și se stabilește o atmosferă de tandurețe și înțelegere. Lumina verde este aprinsă pentru tine și te poți bucura de dragostea care ți se potrivește cel mai bine. Sfat, ești pe drumul cel bun. Continuă să încerci să fii mai blândă cu nemulțumirea față de trecutul tău. În schimb, vei experimenta renoirea celor sentimente, prietenie și tandurețe care ți oferă momente atât de plăcute. Pentru bărbații și femeile singure, noile romane interesante sunt destul de reale cel mai probabil, vei prefera să păstrezi această relație secretă. Sănătatea Aproape toată luna, potențialul tău energetic este destul de mare, deci sănătatea ta nu va fi o problemă. În același timp, în perioada lunii noi din 21 martie până în 23 martie, biopotențialul se va zlăbi. În acest moment, este important să te odihnești mai mult și să dormi suficient. Exercițiile moderate, mersul pe jos și aerul curat vor fi de asemenea de mare ajutor. Taurul are un obicei foarte prost, automedicația și refuzul de a merge la spital. În această perioadă anului, o astfel de abordare a sănătății poate fi gravă, de aceea, în martie este recomandat să renunți la autodiagnosticare, chiar dacă ești 100% sigură că ai dreptate. Și să vizitezi un medic de specialitate. Banii La locul de muncă, relațiile pot deveni tensionate și reci. Poate că aștepți verificări neprevăzute sau alte probleme. Totuși, totul va decurge fără probleme, deoarece vei face o treabă excelentă cu sarcinile. De aceea, este important să nu te concentrezi pe dificultățile temporare. În câteva săptămâni, situația ta financiară se va redresa. Ascultă-ți vocea interioară și cântărește cu atenție toate nuanțele înainte de a lua o decizie. În martie ar trebui să renunți la concluzii pripite. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?